Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Guvernul a lansat un nou pachet de măsuri suplimentare de sprijin pentru populație în perioada receanului. Astfel, peste 67.000 de oameni vor beneficia de o plată unică. Despre ce sumă este vorba și cine sunt persoanele eligibile, aflați în câteva minute. În capital a fost inaugurat primul incubator de afaceri în care întreprinderile nou înregistrate pot obține sprijin managerial, servicii de asistență și suport consultativ. Fermierii ies din nou mâine la protest. Aceștia sunt nemulțumiți că autoritățile nu le răspund revindecărilor și susțin că mulți agricultori sunt în prag de faliment. Mai multe informații la știrile Agro TV. Guvernul a lansat un nou pachet de măsuri suplimentare de suport pentru populație în perioada receanului. Peste 67.700 de beneficiari din patru categorii vulnerabile vor beneficia de o plată unică în valoare de 3.000 sau 5.000 de lei în funcție de categorie. În acest sens, din bugetul de stat vor fi alocate 226 de milioane de lei. Astfel, peste 56.230 de pensionari născuți până în 1945 și care au o pensie mai mică de 3.000 de lei vor primi 3.000 de lei. Câte 5.000 de lei vor încasa peste 3.000 de familii care au la îngrijire și supraveghere copii cu dizabilități severe. Alte peste 7.190 de familii cu persoane cu dizabilități încadrate în serviciul social, asistență socială, se vor alege cu 5.000 de lei. Tot 5.000 de lei vor primi peste 1.260 de femei însărcinate sau care alăptează copii între 0 și 13 luni beneficiare de ajutor social. În paralel, a fost lansat un pachet de suport pentru consolidarea capacităților Sistemului Național de Protecție Socială, care constă într-o plată unică cu caracter excepțional stabilită unor categorii de angajați din domeniul protecției sociale pentru a motiva și susține dedicația și performanța acestora. Cu suportul mai multor agenții ONU, peste 9.750 de angajați ai instituțiilor din domeniul social vor primi un spor salarial începând cu 2.000 de lei pentru personalul auxiliar part-time și de 5.000 de lei pentru personalul specializat și de bază full-time. Oamenii continuă să se înregistreze pe compensații.gov.md. Cei care nu au internet se pot adresa fie la bibliotecarii din localitate sau la asistentul social de la primărie. Este și cazul acestei femei din Căușeni care nu a reușit să se înregistreze până pe 25 noiembrie. Ea susține că are nevoie de ajutor din partea statului pentru perioada receanului, deoarece pensia pe care o ridică este una mică. Dacă avem pensie mizere, credem că așteptăm. Nu-i fric și... Vrei, nu vrei, te folosești și de lumină și de gaz. Locuitorii raionului Căușeni au păreri împărțite cu privire la compensațiile oferite de stat. Nu-mi trebuie. Dar trecut? Nu. Dar nu aveți nevoie de ajutor? Avem nevoie, dar când te duci și apă, îți dă o parcărgeară și îți dă ei din buznarul lor. Nu vreau. Aș crede că nici an nu mai fost și nici anul ăsta tot. Anul trecut v-ați înregistrat? Da, noi nu avem gaz, nu avem lumină, nu mai avem, dar n-am văzut nici o fel de compensație. Soția ies-o a fost, nu știu, nu a fost și s-o adresați. Credem, dar și să facem altceva, dacă din alte părți nici un ajutor nicăi. Acum nu știu, luna asta, anul trecut am primit. Cam cât? 700 de lei, 5 luni de zile. Este un ajutor foarte mare. Gospodăriile se pot înregistra în continuare pe compensații.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie în perioada receanului. Astfel, pentru cererile depuse după data de 25 noiembrie, compensațiile vor fi acordate începând cu luna decembrie. De la 1 noiembrie și până la prezent avem de pe tot raionul peste 5.000 de cereri. În jur la 3.000 de cereri sunt numai la oraș Căușeni. Potrivit Ministerului Muncii, majoritatea gospodăriilor casnice înregistrate pe compensații.gov.md s-au încadrat în categoria de vulnerabilitate extremă, foarte ridicată și ridicată. Aproape 34% din cele peste 719.380 de gospodării înregistrate în sistem până pe 25 noiembrie au atribuită categoria de vulnerabilitate energetică foarte ridicată, peste 32% ridicată și 14,6% extremă. În categoria de vulnerabilitate energetică
medie se află 10,7% din gospodăriile înregistrate, iar în cea scăzută 6,3%. 1,8% din total s-au regăsit în categoria de vulnerabilitate energetică primară și 0,4% nu vor primi ajutor la contor, fiindu-le atribuită categoria fără vulnerabilitate. Asociația Forța Fermierilor anunță despre reluarea protestelor în centrul capitalei. Astfel, agricultorii vor fi prezenți vineri 8 decembrie în Piața Mare Adunări Naționale cu scopul de a relua protestele. Vă informăm că fermierii revin mâine în Piman la 10:30 pentru reluarea protestului, se arată într-un comunicat al asociației. Ieri, Asociația Forța Fermierilor a emis un alt comunicat de presă în care a calificat declarația guvernului despre protestul din centrul capitalei drept una care conține multe falsuri și informații manipulatorii. Reprezentanții fermierilor afirmă că de sprijinul din partea statului au nevoie nu doar membrii unei asociații, precizând că alături de Asociația Forța Fermierilor mai protestează și membrii Federației Naționale a Fermierilor. Totodată, aceștia au calificat suma de 200 milioane de lei destinată pentru plata compensațiilor pentru 2167 de fermieri micro și mici ca fiind foarte mică și alocată cu mare întârziere. Mai mult, majoritatea dintre cei care au beneficiat de aceste compensații nu ar fi membri la nicio asociație, susțin reprezentanții organizației. Marți, fermierii au mărșăluit din nou cu tehnica agricolă pe străzile capitalei. Aceasta cere în continuare introducerea unui moratoriu la calcularea penalităților față de creditori, dar și interzicerea importului de grâu, porumb și floarea sarului, cel puțin până pe 31 martie 2024. Protestul fermierilor a început la 22 noiembrie, iar a doua zi aceștia au amplasat tehnica agricolă în fața executivului. Recent, guvernul a emis un comunicat de presă în care a dat asigurări că premierul Dorin Recean și ministrii se află în discuții cu mai multe instituții și sectoare, căutând soluții pentru problemele agricultorilor. Embargoul impus de Rusia fructelor și legumelor din Republica Moldova nu este o premieră și reprezintă un joc politic al Moscovei. Este opinia expertului în sociologie Watchdog, Tatiana Cojocari, care consideră că embargoul rus nu a făcut decât să agraveze criza prin care trec agricultorii. Prin acest șantaj, da, Rusia caută să divizeze și mai mult societatea din Republica Moldova. Rusia caută să pornească proteste, să destabilizeze situația noastră internă. Deși Roshelhoznadzor și-a argumentat interdicțiile prin faptul că în legumele și fructele moldovenești au fost descoperite mai multe obiecte de carantină, Moscova știe că exportatorii moldoveni de mere și de alte fructe încă depind mult de piața rusă. Astfel că miza Kremlinului este să pună presiune cât mai mult asupra agricultorilor în cele mai grele vremuri pentru ei, punctează expertul. Agricultorii, din păcate, vor suferi pentru că practic ei duc greul cel mai mare, ei vor trebui să-și caute o altă piață de desfacere și asta este destul de dificil atunci când tu deja ai un partener și partenerul se răzgândește peste noapte. Soluția este, potrivit expertului, piața europeană, care are condiții stricte în ceea ce privește calitatea produselor. Pe de altă parte, UE are o cerere tot mai mare și apreciază fructele și produsele moldovenești. Pentru Republica Moldova asta ar trebui să fie o lecție. Dacă liderii proruși din regiunea transnistreană exportă și s-au orientat către piața Uniunii Europene, noi în Republica Moldova cu atât mai mult ar trebui să ne diversificăm sursele noastre de export și să ne gândim că nu putem să mai contăm pe un partener care astăzi zice una și mâine face alta. Amintim că în data de 4 decembrie, Federația Rusă a instituit embargo la importul fructelor și legumelor din Republica Moldova. Roshelhoznadzor susține că ar fi depistat în produsele moldovenești mai multe insecte dăunătoare interzise în statele Uniunii Economice Euroasiatice. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a reacționat printr-un comunicat de presă la embargoul impus de Rusia, menționând că fructele și legumele moldovenești sunt exportate în peste 80 de țări ale lumii, în acest an dublându-se cantitățile de prune și de mere exportate în țările europene. În nicio țară, cu excepția Rusiei, nu au fost semnalate notificări asupra anumitor încălcări.
Bugetul de stat pentru 2024 a fost votat în prima lectură de Parlament. Proiectul de lege a fost susținut de către 56 de deputați, 23 votând contra, iar 5 deputați au obținut. Potrivit ministrului finanțelor Petru Rotaru, veniturile bugetului de stat pentru 2024 se estimează a fi în sumă de 66 miliarde de lei, în creștere cu 1,3% comparativ cu anul curent, iar cheltuielile de peste 82 miliarde de lei, cu o diminuare de 2,2%. Totodată, datoria de stat prognozată pentru finele anului 2024 va constitui peste 12 miliarde de lei, dintre care 64,5% va fi datorie de stat externă și 35,5% datorie de stat internă. La baza acestui proiect a stat perspectivele de dezvoltare economică pentru anul 2024-2026 a Republicii Moldova, politica fiscală și vamală care a fost aprobată în luna iulie anul curent, dar totodată și indicatorii macroeconomici care au fost actualizați la la 1 octombrie 2023. Moldova a trecut și continuă să afle în crize majore care afectează economia noastră. Bugetul și posibilități financiare sunt limitate. Chiar și așa, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024 a fost conceput pentru a ține cont de toate domeniile și cele mai mari necesități. Proiectul legii bugetului de stat a fost criticat de deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Vlad Bătrâncea susține că acesta este unul antisocial și că prevede o majorare a cheltuielilor birocratice în domeniul sănătății și învățământului. Acest proiect este unul profund antisocial, întâi de toate educație, că de 4 ori a fost menționat acest capitol. Și dacă educația devine o prioritate, cum poți explica că în sumă absolută, că sunt limitat în timp, la învățământ minus 524 de milioane de lei, minus. Am încercat să înțelegem cu ce este argumentat acest minus, dar în notă informativă acești 524 de milioane de lei, nu prea am înțeles cum se argumentează, de ce, că sunt niște, mă rog, formulări mai puțin clare. De asemenea, opoziția s-a arătat nemulțumită și de deficitul bugetar. Deputatul PAS, Radu Marian, a venit însă cu precizări. Este la nivel de datorii, da, se invocă faptul că Moldova se îngloadă în datorii. Vreau să menționez că nivelul datoriei externe Republicii Moldova rămâne la un nivel mai mult decât rezonabil, de aproximativ 35% din PIB, mult mai puțin comparativ cu alte țări din regiune, cum ar fi România, care are 50%, Georgia cu 60%, sau unele țări din Uniunea Europeană cu peste 100%. Documentul prevede că de la 1 ianuarie 2024 indemnizația acordată la nașterea copilului va fi majorată până la 20.000 de lei, iar salariile cadrelor didactice din țară vor crește cu 15%. O altă prioritate este dezvoltarea continuă a sistemului de transporturi și infrastructură. În acest scop, în buget sunt planificate mijloace în sumă de peste 4 miliarde de lei, dintre care 1,4 miliarde de lei mijloace financiare din surse externe și 2,5 miliarde de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și locale. Pentru subvenționarea sectorului agricol, dezvoltarea rurală și integrarea sectorului agroindustrial național în economia europeană, în bugetul pentru anul 2024 sunt prevăzute alocații în mărime de 1,6 miliarde de lei. Proiectul de lege urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua. Noi oportunități de business pentru tinerii din municipiul Chișinău, dar și pentru migranții și refugiații găzduiți de țara noastră. În capitală a fost inaugurat primul incubator de afaceri în care întreprinderile nou înregistrate pot obține sprijin managerial, servicii de asistență și suport consultativ. Prin acest proiect, municipalitatea vine să creeze oportunități pentru tinerii din capitală pentru a-și deschide afaceri acasă. Scopul acestui program nu este să instruim 20 de tine și să lăsăm scopul este în continuare să creștem cunoștințele, abilitățile de a scrie planuri de afaceri, de a avea cunoștințe în managementul financiar, în contabilitate, în aspectele juridice ale antreprenoriatului și să le dăm posibilitatea tinerilor continuu să-și crească sau să-și perfecționeze aceste cunoștințe. Pentru început, instituția cu o suprafață de peste 200 de metri pătrați va putea găzdui până la 30 de rezidenți. Beneficiarii incubatorului pot fi viitorii antreprenori care au între 18 și 40 de ani cu viza de reședință în Chișinău și care doresc să deschidă o afacere
afacere sau dețină o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău cel mult 12 luni. Rezidenții pot fi și lucrătorii migranți cu vârsta de până la 40 de ani și refugiații care au între 18 și 40 de ani și care au creat un parteneriat cu un tânăr rezident care are viza de reședință în municipiul Chișinău. Încercați să valorificați aceste oportunități care le aveți în raza municipiului Chișinău. Să vă bucurați de posibilitatea de a iniția o afacere, de a o dezvolta și de a avea tot suportul în cadrul acestor centre. Incubatorul municipal de afaceri a fost creat cu suportul UN Women și UNICEF Moldova, iar activitatea acestuia va fi coordonată de Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în calitate de instituție responsabilă de implementarea programului municipal Startup pentru tineri și migranți și a politicii municipalității pentru creșterea și dezvoltarea antreprenoriatului din capitala Chișinău. Horticultorii din toate regiunile țării participă în data de 7 și 8 decembrie la Conferința Națională Businessul Fructelor. Cea de-a noua ediție a adunat peste 200 de producători și exportatori de fructe, precum și 27 de speakeri, dintre care 17 internaționali și 10 locali. Noutatea conferinței o constituie panelul comercial, o platformă de comunicare directă dintre agricultori, importatori și exportatori de fructe. De asemenea, vor fi organizate mai multe paneluri care vor conține subiecte de interes și ultimele tendințe din sector. În prima sesiune noi dăm posibilitate să se expună cu experiența deja avută a celor care au exportat foarte bine. În altă sesiune este schimbul de experiență a cumpărătorilor din care noi conlucrăm. Și în altă sesiune este sunt tehnologiile noi. Deci posibilitățile de a procura inputuri, cerințele, deci standardele Uniunii Europene, pentru ca să producem producție și calitativă și inofensivă și să o realizăm cu un preț pe măsură ca să ne scoatem cheltuielile și să avem un profit. La deschiderea festivă a evenimentului a participat și președintele țării Maia Sandu. Pentru a încuraja producătorii autohtoni, șefa statului a menționat că autoritățile sunt pregătite să ofere tot sprijinul pentru cei care vor să dezvolte afaceri în țara noastră. Vreau să știți că statul este alături de voi, alături de agricultorii care își asumă riscul și dezvoltă afaceri, cresc produse de calitate și plătesc impozite. Vrem să avem în Republica Moldova cât mai multe întreprinderi active și profitabile care să ofere cetățenilor locuri de muncă și produse de calitate, întreprinderi care să-și exporte produsele pe alte piețe. Cele spuse de Maia Sandu au fost confirmate de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea, care a subliniat că întreaga echipă a executivului depune zilnic eforturi pentru a sprijini afacerile și de a promova produsele noastre pe piețele externe. Agricultorii din Moldova astăzi nu au numai un minister, au un guvern care funcționează pentru agricultura din Republica Moldova. O să încep de la Ministerul Economiei și ODA, este un fond de investiții, 40% din banii și programele de la ODA, beneficiari sunt agricultorii din Republica Moldova. Dacă vorbim despre Ministerul de Externe, eu cred că mai bun ambasador și mai bun partener a promovării produselor din Republica Moldova, pur și simplu, nu există. Un partener de încredere pentru producătorii autohtoni sunt și Statele Unite ale Americii, care prin intermediul mai multor proiecte accelerează procesul de dezvoltare a afacerilor. Statele Unite susțin parteneriatul cu Republica Moldova pentru un viitor prosper, democratic și sigur. Abilitarea sectorului agricol din Moldova să se extindă pe noi piețe să acceseze cele mai noi instrumente și tehnici și să devină mai rezistent la schimbările climatice este crucială pentru acest efort.
Evenimentul a găzduit nu doar agricultori, dar și reprezentanți din diferite sectoare ale economiei. Să știți că pentru noi este o posibilitate, avem o posibilitate să învățăm din ceea ce au făcut ei, fiindcă ei chiar au reușit foarte bune și astăzi putem spune că este o imagine a Republicii Moldova. Noi înțelegem foarte bine că mai avem de lucru, mă refer la produsele cu valoare adăugată, așa cum a menționat și domnul ministru, despre sectorul de lapte. Anual ținem de la 6 la 13 evenimente, vorbim de expoziții internaționale pe programele noastre de export. Respectiv, noi credem că genul acesta de eveniment, de fapt, consolidează, transmit cele mai bune practici între horticultori și exportatori și, respectiv, devenim noi pe intern mai competitivi. Conferința Națională Businessul Fructelor este organizat de Moldova Fruct în parteneriat cu proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova și Agenția de Investiții. De asemenea, printre parteneri media al evenimentului a fost și AgroTV Moldova. Peste 100 de deținători de patentă care sunt pensionari sau persoane cu dizabilități și sunt asigurați medical de guvern au beneficiat în luna noiembrie de restituirea primei achitate în sumă fixă pentru anul 2023, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit instituției, suma restituită constituie aproximativ 217.000 de lei. Astfel, până în prezent, au fost recepționate mai mult de 400 de cereri de restituire a primei de asigurare. De asemenea, CNAM continuă să examineze cererile expediate de deținători de patentă și informează că prima în sumă fixă este restituită dacă solicitantul nu are restanțe la plata primei în sumă fixă sau a penalității, nu desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizilor, în cel al achizițiilor de produse din fitotehnie sau horticultură și nu este înregistrat în calitate de întreprinzător individual. CNAM menționează că cererea de restituire a primei este expediată pe adresa instituției cu anexarea datelor bancare ale solicitantului. Dacă cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant, acesta trebuie să anexeze documentul care confirmă împuternicirea sa. În luna martie 2023, Parlamentul a operat modificări în legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Astfel, pensionarii și persoanele cu dizabilități severe, accentuate sau medii, care dețin concomitent patentă de întreprinzător, nu sunt obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă. Motorina și benzina continuă să se ieftinească potrivit Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică, care a anunțat prețurile la carburanți pentru vineri. Mai exact, pe 8 decembrie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 23 de lei și 23 de bani, cu 8 bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 21 de lei și 41 de bani per litru, cu 12 bani mai puțin. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit de către ANRE, rămâne mai mare, cu 2 lei și 7 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 5 lei și 42 de bani per litru în cazul motorinei standard. Potrivit ANRE, începând cu a doua jumătate a lunii septembrie, prețurile maximale la carburanți au scăzut cumulativ cu peste 3 lei pentru câte un litru de motorină și benzină. Operațiune spectaculoasă de salvare în statul american Washington afectat de inundații. Paza de coastă a intervenit cu elicopterele pentru a recupera mai mulți oameni din mijlocul puhoaielor. Într-o singură zi, în regiune a plouat atât de mult încât mai multe râuri au ieșit din matcă și au inundat totul în cale. Cel puțin două persoane au murit. În biba de apă, pământul a devenit instabil în unele locuri și a luat-o la vale, iar pericolul nu a trecut. Aproape 16 milioane de oameni care locuiesc în nord-vestul Statelor Unite rămân în continuare sub alertă de inundații. O companie belgiană produce un nou tip de aparat de prăjit boabele de cafea la temperaturi mai scăzute. Astfel, procesul poate fi continuu, iar aparatul consumă cu 60% mai puțină energie. Deși tehnologia a fost creată acum 10 ani, un producător de cafea din Belgia a decis să o utilizeze abia acum.
Voilà, de groene bonen gaan nu doorheen het... Poftim, fasolea verde trece acum prin procesul continuu la o temperatură scăzută. La final va ieși frumos și maro. Potrivit reprezentanților companiei, anterior boabele de cafea erau supuse la o temperatură de 600 de grade, iar în prezent la 230. Deși procesul este mai îndelungat, calitatea este mai bună. În mod clasic, cafeaua este făcută folosind temperaturi ridicate, 600 de grade Celsius timp de 6 minute. Este un fel de proces start-stop, încălzire, răcire, încălzire, răcire, încălzire, răcire. Noi am transpus acest proces într-un proces la temperaturi scăzute, 230 de grade Celsius la cel mai înalt nivel. Am transformat procesul start-stop într-un proces continuu, astfel încât să putem genera mai multă energie din procesul în sine. Anual, compania produce peste 12.000 de tone de cafea, însă aceasta planifică ca pe viitor să mărească producția. The same techniques and same technologies have been used for decades, if not centuries. So, you know, we feel that... Industria de prăjire a cafelei este foarte tradițională. Aceleași tehnici și tehnologii sunt folosite de zeci de ani, dacă nu de secole. Credem că a sosit momentul, dacă nu chiar ieri. Așadar, suntem foarte fericiți că putem avansa în viteză cu acest proiect. Capacitatea minimă pe care o prăjim ar fi de 12.000 de tone pe an, dar cred că această capacitate, în funcție de proiectare și inginerie, înseamnă că putem spera să prăjim mult mai mult. În lume sunt peste 20 de țări producătoare de cafea, Brazilia fiind cea mai mare exportatoare din lume de peste 150 de ani. Până la sfârșitul anilor 1920, Brazilia a furnizat aproximativ 80% din cafeaua mondială, dar această cifră a scăzut în prezent la aproximativ 35%. Vineri, leul moldovenesc se apreciază față de euro, dolar și leul românesc, hrivna ucraineană și rubla rusească rămân neschimbate. Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 17,73 de bani pentru un dolar, cu 2 bani mai puțin. Moneda euro scade cu 5 bani și va costa 19,9 bani. Hrivna ucraineană rămâne neschimbată și va valora 48 de bani. Leul românesc scade cu 1 ban și va fi 3,84 de bani. Rubla rusească rămâne la valoarea de 19 bani. Insori slabe și vânt moderat pentru vineri, informează meteorologii. Astfel, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la minus 2 grade, iar noaptea coboară până la minus 3 grade. În centru, termometrele vor indica până la 0 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la minus 1 grad. În sudul țării vom avea parte de circa 3 grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi în jur de 2 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 1 grad, iar noaptea vom avea în jur de minus 1 grad. Sâmbătă, vremea nu se va schimba esențial, cu vânt moderat, fără precipitații esențiale.